Bună ziua tuturor, sunt Sorin Păunescu și astăzi vom discuta despre legea lui Arhimede și forța arhimedică. În secolul 3 înaintea erei noastre, Arhimede a enunțat legea care îi poartă numele și care se enunță astfel. Un corp scufundat într-un fluid, lichid sau gaz, aflat în echilibru, este împins de jos în sus cu o forță egală cu greutatea fluidului dezlocuit de corp. Deci, asupra unui corp scufundat într-un fluid, acționează forța arhimedică. În lichide, ea apare datorită creșterii presiunii hidrostatice cu adâncimea la care se scufundă corpul. Forța rezultată din presiunea exercitată pe suprafețele laterale este nulă, dar, deoarece presiunea la baza corpului este mai mare decât presiunea la partea lui superioară, forța exercitată în sus pe fața inferioară va fi mai mare decât forța exercitată în jos pe partea lui superioară. Diferența celor două forțe este forța arhimedică. Forța arhimedică are direcție verticală, sensul de jos în sus, modulul egal cu modulul greutății lichidului dezlocuit de corp și punctul de aplicație se numește centru de presiune. El coincide cu centrul de greutate al corpului dacă acesta este omogen și complet scufundat în lichid. Pentru a evidenția experimental legea lui Arhimede, facem următoarele experimente. Avem două corpuri identice, dar confecționate din materiale diferite, primul din fier și al doilea din lemn. Le introducem pe rând în apă și observăm că cel din fier se scufundă, iar cel din lemn plutește. Asupra ambelor corpuri acționează greutatea și forța arhimedică, dar în primul caz, fierul având densitate mai mare decât cea a apei, greutatea corpului este mai mare decât forța arhimedică, adică rezultanta va avea sensul în jos. În al doilea caz, lemnul având densitatea mai mică decât cea a apei, corpul va pluti pentru că la suprafață forța arhimedică acționează doar asupra volumului care este scufundat în apă și ea este echilibrată de greutate. Această cutie metalică plutește, deoarece greutatea sa este mai mică decât greutatea volumului de aer dezlocuit. Dacă deformăm cutia, volumul de aer pe care îl va dezlocui se micșorează și ea se scufundă. Oul, având densitatea mai mare decât a apei, se va scufunda. Dar adăugând sare, densitatea apei va crește și oul se va ridica la suprafață. Acesta este motivul pentru care în mările în care apa are o salinitate crescută, ne menținem mai ușor la suprafață. Când greutatea corpului scufundat este mai mică decât forța arhimedică, corpul plutește. Este cazul bărcilor sau al vapoarelor care transportă marfa. Pentru a preîntâmpina eventualele scufundări datorate supraîncărcării, navele au trasate din construcție, pe partea exterioară, o dungă orizontală numită linie de plutire, și marinarii știu că pot să încarce nava până când linia de plutire va atinge suprafața apei. Legea lui Arhimede se aplică în orice fluid, adică în lichide, dar și în gaze. Aerostatele sunt alcătuite din anvelope foarte ușoare, cu volum mare, în care se găsește un gaz cu densitate mai mică decât a aerului înconjurător. Volumul acestor anvelope fiind foarte mare,
forța arhimedică este mult mai mare decât greutatea totală a aerostatului. Densitatea aerului scade cu altitudinea, de aceea forța arhimedică scade pe măsură ce balonul se ridică, el atingând la un moment dat altitudinea maximă. Dacă v-a plăcut această lecție, vă invit să căutați informații despre modul în care un submarin se scufundă, iar apoi revine la suprafață.